Salutare și bine ați venit la prima ediție a știrilor de la ora 6 din 2018. Ne pare rău pentru perioada prelungită fără știri, dar acum suntem aici gata să vă stricăm ziua. Din păcate nu avem vești prea bune azi. Pentru început, Faith Gen, trupa formată din femeia bărbat, un tip care are 16 ani dar arată ca la 12, băiatul cu complexe de rapper, cine pula mea e ăsta și Ganes. A scos o nouă melodie și sună de parcă toți cei 5 care cântă ar avea un atac cerebral simultan. Hey, avem sai mare! Următoarea știre e legată de Ilies Vlogs. După ce la sfârșitul anului trecut a uploadat un video în care și-a arătat adevărata față și și-a șters toate videourile, acesta a încărcat ieri un videoclip intitulat Mi-a ars casa. Desigur, cercetătorii și detectivii noștri au analizat videoclipul lui Ilie și au constatat că acesta minte. Nu vă faceți griji, avem dovezi ca să ne confirme teoria. Se pare că postul nostru de televiziune avea camere de supraveghere plantate în fața casei lui Ilies Vlogs, iar acestea au capturat momentul începerii incendiului. Priviți materialul următor. Jurnaliștii noștri l-au căutat pe Ilie pentru a-l intervieva și au avut succes oarecum. Ilie, e adevărat că ți-ai dat foc la propria casă? Go fuck yourself. Gata pentru azi cu știrile, ne pare rău că a fost o ediție scurtă, dar următoarea dată, când ne vom vedea, va fi una specială. La revedere!